partidă interesantă între două echipe aflate la mijlocul clasamentului în eșalonul secund, dar care își doresc, bineînțeles, să progreseze față de ceea ce s-a întâmplat în sezonul anterior. Cezar lung în poartă, apoi sunt patru jucători în defensivă, cu Andrei Marc, capitanul echipei, Christos Intzit, Oanea și Alexandru Stănică. La mijloc sunt Alexandru Lazar, Ionuț Biceanu, Marius Dumitru și probabil Andrei Herchelegiu, iar Azdren Lulacul va sprijini în atac pe Sergiu Arnăutu. De partea cealaltă, Robert Băjean, Marius Leca, Viorel Mică și Dan Panait în defensivă, în fața apărării Marius Antoche și Cosmin Burnoi, Iulian Stoica, Simon Mozărache și Florin Bolan îl sprijină pe vârful împins Andrei Banioi. L-a apreciat, chiar dacă a făcut și erori, în special la jocul de picior, dar este un portar de doar 1,80 m. Aici o execuție în care Cezar Lungu a părut să aibă ceva emoții, dar are destul experiență în a reține. CSM Slatina 0-0 în această fază, cu Azdren Lulacu. Ce reluare spectaculoasă a lui Sergiu Arnăutu! Durbosoan că respinge și apoi Azdren Lulacu. Iată ocazia mare pe care o are Concordia Chiajna. Excelentă schimbarea lui Alexandru Stănică. Lulacu, atenție pe mingea a doua. Se tot aud indicațiile lui Aurel Brașovanu, managerul celor de la Chiajna, pentru Ionuț Biceanu. Hai bici, hai bici. Arnăutu! Peste poartă! Din nou Sergiu Arnăutu de la Chiajna, spune chiar de pe teren. Șutul aici puțin prea tare, alunecat Cosmin Burnoi și Florin Bolan în spatele vârfului împins Andrei Banioi. Același Sergiu Arnăutu, a treia ocazie pentru el în această partidă. Mobil și vedem ocazia, Viorel Mică a dat pe lângă mingea. Arnăutu, Sergiu Arnăutu nu reușește pasa, dar rămâne la balon, întoarce pentru Marius Dumitru. Șutul său prins de Cosmin Durbozoancă. Măsărache pentru Stoica. Măsărache! Ocazie importantă! Încea intră în poartă, dar s-a ridicat fanionul. Pasa lui Iunia Stoica, șutul lui Măsărache și într-adevăr de carul. Alexandru Iulia Stoica. Burnoi avansează, caută pasa, situație importantă, gol! Marchează Florin Bolan și ideea lui Iani Zicu, prin mutarea lui Florin Bolan din partea stângă în partea dreaptă, dă rezultate. Farul marchează în minutul 60 cu dreptul, piciorul mai slab, el fiind jucător de picior stâng și trebuie apreciat acest lucru a un fotbalist de doar 18 ani. Vine pasa lui Burnoi, preia cu stângul și șutează cu dreptul Florin Bolan, jucătorul de doar 18 ani de la Farul, deschide scorul în această partidă. Fotbalistul a adus deocamdată sub formă de împrumut de la voluntari Alexandru Lazar, cu această centrare, Marc, recentrare, Borța, gol! Concordia Chiajna restabilește egalitatea prin rezerva trimisă pe teren, fundașul dreapta folosit ca aripă, Florin Borța este cel care aduce egalarea, jucătorul împrumutat de la Universitatea Craiova. Centrarea lui Lazar pe bara a doua. Offside ar fi fost la Christos Intzidis, nu era în afara jocului, însă Andrei Marc, recentrarea lui Andrei Marc, aștepta și Sergiu Arnăutu, venit la Concordia de la Csíkszereda, jucat în Lituania la Palanga și Grecia în diviziile inferioare. Banioi, Antoche! Ce ocazie! Șansă mare, Carabela, gol! Banioi face 2-1 pentru Farul în minutul 89 și Iani Zicu se bucură ca în perioada de jucător alături de elevii săi pentru acest gol venit, iată, în penultimul minut al partidei. De văzut dacă Farul va rezista.
Acțiune pornită de la Bălan, centrare, Banioi joacă rolul de pivot, scoate pentru Antoche și nu este offside. Nu este offside după șutul lui Carabela, mingea respinsă de Cezar Lungu. Vedem toată faza. Nu este offside pentru că cel care îl ține în poziție regulamentară pe Banioi este apărătorul dreapta al ilfovenilor, Alexandru Stănică. Banioi, un efort și cu ceva noroc, a blocat acea minge. Balonul a lovit și colțul terenului și se termină meciul. Concordia chiar în afarul Constanța, 1-2, o repriză a doua foarte frumoasă în care totuși echipa mai bună se impune.